obiectiv chinuit la jumătatea lunii august. 4 luni. Vom vedea câte din ce... Am venit cu o veste mega, extra, uriașă la voi. Și anume că mi-am completat obiectivul pentru anul ăsta în materie de cărți de citit. Yay! Și nici măcar n-a fost un obiectiv chinuit ca anul trecut. Că anul trecut mi-am propus să citesc 24 de cărți și pe final de decembrie am încercat să bag cât mai multe cărți ca să ajung la obiectivul meu final și să îl completez și să fie acolo așa totul cu fundiță și frumos la final de an. Pentru că m-ar fi iritat foarte tare să nu am cele 24 de cărți terminate. Nu e o cantitate mare de cărți, adică sunt două cărți pe lună, ar fi însemnat 24 de cărți, ceea ce era posibil pentru mine, doar că am avut iarăși perioade din alea în care n-am putut să citesc, cum am avut de altfel și anul ăsta la începutul anului, doar că anul ăsta în a doua treime a anului, era să zic a doua jumătate a anului, în a doua treime a anului am stat mult mai bine, ceea ce a făcut să-mi completez obiectivul de 30 de cărți, pentru că dacă anul trecut a mers atât de greu, nu m-am aruncat la un obiectiv foarte mare, dar am zis să fie totuși ceva peste. Și am zis că 30 de cărți. Pentru mine 30 de cărți, să știți că este destul de mult, pentru că eu sunt un cititor foarte lent. Nu aveam nicio strategie de citit până acum. Nici acum n-aș putea să spun că am neapărat o strategie de citit, dar oricum sunt mult mai organizată în materie de citit decât până acum. Și asta e bine, pentru că uite că am reușit să-mi ating obiectivul. Obiectivul meu a fost de 30 de cărți. În august, la jumătatea lunii august, l-am dat gata. Finally. Și mi-am propus să fac un challenge pentru mine, dacă vreți să faceți și voi cu mine, poate mai bine. Nu știu cum să-i spun neapărat, Shop My Library sau nu știu cum să-i spun asta, cum sunt alea, știți că sunt clipurile cu Shop My Closet. În sensul să-mi citesc cărțile din bibliotecă pe care nu le-am citit, pe care de altfel astăzi le-am invitat în clipul de astăzi și sunt înconjurată de toate cărțile mele necitite. Deci toate cărțile mele necitite sunt aici prezente, nu sunt toate în cadru, mai am câteva și pe jos, așa, și pe aici, în fața mea, de nu le vedeți, dar credeți-mă, sunt toate și sunt în total 80 de cărți, ceea ce pentru mine este uriaș. Din moment ce obiectivul meu pe anul ăsta a fost de 30 de cărți, înseamnă că 80 de cărți necitite în bibliotecă sunt destul de multe. Ori eu îmi doresc să am cât mai puține, adică rata dintre cărți citite și necitite în biblioteca mea îmi doresc să fie cât mai mare în favoarea cărților citite și cât mai mică în favoarea cărților necitite, sau cât mai puține cărți necitite. Cu siguranță voi avea cărți în bibliotecă pe care probabil n-am să le citesc niciodată sau n-am să le citesc în integralitate niciodată, da? Cum ar fi... Care? Asta. Asta fiind... Nu. Asta e. Bă, nu? Asta e Emma? Nu. Asta e Vertejul. A, uite, asta e. Asta de aici. Asta este Critice de Titu Maiorescu. Nu știu dacă am să mă văd însă când să citesc toată cartea. Am să o răsfoiesc, am să trec prin ea. Dar nu știu, pentru că ne cunoaștem cu Titu Maiorescu din liceu și nu ne iubim foarte mult. Stilul lui de a scrie și de a vorbi nu prea se... Îmi pagă cu creierul meu dislexic și cu ochii mei care obosesc foarte repede, dar vreau să trec prin toate cărțile și vreau să am cât mai multe cărți citite. De asta mi-am propus ca pentru următoarele 4 luni, că 4 luni mai sunt practic din an, nu? 4, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, da, 4. Pentru următoarele 4 luni mi-am propus să nu mai cumpăr nicio carte. Bine, eu obiectivul ăsta l-aveam mai de mult. De fapt, haideți să vă zic cum a început povestea asta. Am văzut la Ștefania, la Ștefania Istrate, am văzut că a făcut ea un challenge pentru ea, așa, în care și-a citit toate cărțile din bibliotecă. Și de acolo mi-a zis, mamă, asta e o idee chiar foarte bună. Pentru mine, puțin cam... utopică ideea, pentru că e foarte greu să-mi citesc toate cărțile din bibliotecă într-un an de zile, în condițiile în care obiectivul meu e de 30 de cărți. Dar m-am gândit, în primul rând, să-mi adun toate cărțile din casă, pe sistemul Marie Kondo, să mi le adun într-un singur loc, pentru că erau împrăștiate în 10 locuri, și să le separ pe cele citite de cele necitite. Și dacă sunteți cu mine de un pic mai mult de o lună pe Instagram, probabil știți că ați văzut că v-am arătat turnulețele alea de lângă șifonier, pentru că momentan încă nu am o bibliotecă. Vine și ea cât de curând. Și mi-am propus tot așa, atunci mi-am propus să citesc mai multe cărți din cele necitite de la mine din bibliotecă și să nu mai cumpăr. Numai că știți care a fost problema? Că la fiecare carte pe care am citit-o din teancul ăla, din maldărul ăla de cărți necitite, mai cumpăram două. Și m-am gândit că
până în la finalul lunii decembrie să nu mai cumpăr nicio carte cu un mic asterix acolo, un mic asterix la care ajungem. Așa, să nu mai cumpăr nicio carte și să citesc din cărțile astea, pentru că eu sunt și un cititor de ăsta de mood. Adică mă uit la o carte, mă iau așa și mă uit la ea și ăsta e a săraca, i s-a întâmplat de multe ori, foarte frumoasă coperta, mă uit la scris, o răsfoiesc și zic, n-am chef de tine astăzi, next time. Așa mi aleg eu cărțile, că tot m-a întrebat cineva, cum îmi aleg eu cărțile? Păi uite așa mi le aleg. Și prin urmare, mă voi forța ca în următoarele 4 luni să citesc numai cărți din biblioteca mea, cu excepția situației în care, la book club, pentru că dacă nu știți, am și un book club în care dacă vreți să vă înscrieți, este în descriere. La book club avem propuneri lunare, carte clasică, carte contemporană sau modernă, cum vreți să-i spuneți, cu excepția situației în care nu găsesc pe nicăieri cartea aia în format electronic, să o ascult, să o citesc, atunci voi cumpăra, va fi nevoie să cumpăr cartea aia, pentru că cel mai probabil nu o voi avea printre astea. Dacă este printre astea, cu atât mai bine. Adică, deci, în următoarele 4 luni vom vedea câte din cele 80 de cărți voi reuși eu să duc la bun sfârșit. Nu o să vă trec prin toate cărțile astea, prin toate cele 80 de cărți, pentru că nu are sens. Dacă vreți să vedeți, aici avem ceva din Sarah J. Maas, adică din Tronul de Cleștar. Aici sunt, în partea asta, după teancul ăsta, sunt multe cărți din Biblioteca de la Adevărul, pe care nu știu dacă chiar pe toate vreau să le citesc acum. Aici am o combinație, în partea asta la fel, am o combinație. Aici, spre exemplu, mai am niște cărți de pe la mama, v-am zis, e o combinație de toate. Sunt, majoritatea sunt beletristică și ficțiune literară, nu sunt toate, sunt vreo 3 sau 4 de self-help. Cam atât, am rămas cu vreo 4 de self-help, în rest nu prea mai am din asta de self-help. Am un pic de Freud, am câteva cărți așa care nu țin neapărat de beletristică, dar majoritatea este beletristică și, cum ziceam, ficțiune literară, pentru că asta mă atrage cel mai tare. O să vă arăt, în schimb, câteva cărți pe care vreau neapărat să le duc la bun sfârșit, să le încep și să le duc la bun sfârșit până la finalul anului. Și avem așa, odată, Un Verg de Singurătate de Gabriel García Márquez. E frică de cartea asta pentru că este destul de grosuță și scrisul este destul de mic pentru mine, pentru că știți că eu avem probleme la capitolul. Ok. Și de asta am tot amânat cartea asta, pentru că e scrisul mic. Eu nu înțeleg de ce-i costă pe oamenii ăștia să facă cartea un picuț mai mare, atât, să facă normală, adică așa, să nu facă în formatul ăsta de buzunar, să facă normală și să facă fondul un pic mai mare. Nu știu ce-i costă pe oamenii ăștia și sunt foarte mulți, nu doar cei de la RAO. Coperțile în schimb absolut superbe, colecția asta absolut superbă, mi-aș dori să iau toată colecția asta doar pentru faptul că arată superb. Noi, având o mare problemă, și aici apropo de Ștefania sunt de acord cu ea, traducerile în română a cărților sau cărțile românești sau cărțile care apar în limba română la noi sunt de cele mai multe ori odioase, cu niște coperți absolut oribile. Apoi avem Omul în căutarea sensului vieții, asta pe care v-am și arătat-o într-un vlog, pentru că e recent cumpărată și vreau să scap de ea, n-am motivația anume. Așa, Sfaturi de viață, care, să știți că nu este o carte de self-help, și este un roman polițist și mi-a atras sinopsisul cărții și o să vreau să o citesc, dar n-am apucat pentru că am fost ocupată cu alte lecturi pentru clipuri, pentru book club și am tot amânat o sărăcuța, dar vreau să o citesc pentru că mi se pare foarte interesantă. Sinopsisul fiind ceva de genul că o tipă este căsătorită cu un tip cu care nu are o relație foarte bună, decide să divorțeze într-un final și se mută. La câțiva ani distanță de la mutarea ei, ce să vezi, în orășelul în care ea stătea acum, se mută fostul ei soț cu noua lui soție. Bineînțeles că pe ea chestia asta o macină și îi aduce aminte de toată relația cu el și așa mai departe. Și pe lângă asta, într-o zi, apare fostul ei soț cu soția lui, cu actuala lui soție, sunt găsiți morți și bineînțeles că toată lumea bănuiește pe ea. Da. Și de acolo, da. Și mi s-a părut interesant sinopsisul, dar v-am zis, n-am apucat să ajung la ea. Viața care i s-a dat. Asta este o restanță, de fapt, literară pe care o am, cartea asta din aprilie.
Da, este cartea lunii aprilie, cartea contemporană a lunii aprilie, pe care nu am citit-o pentru că în aprilie nu știu de ce n-am avut chef de ea sau nu știu ce s-a întâmplat. Am fost într-un reading slam din ăsta și n-am avut chef de ea. N-am apucat să o citesc, nici nu o aveam. Am comandat-o după aceea și numai bine că după aia n-am mai avut timp de ea, știți, am tot așa. Nu mai țin minte exact despre ce este vorba, nici nu vreau să citesc sinopsisul de pe spate. Mie îmi place să mă surprindă cărțile, adică cu cât știu mai puțin despre ele, cu atât mai bine. Și dacă îmi povestește cineva și îmi dă spoilere, uit. Deci la capitolul ăsta uit foarte repede. Apoi, avem Tronul de Cleștar. Asta este o carte care, în mod normal, ar trebui să fie în maldărul cu cărți citite. Asta am citit-o, dar n-am continuat seria. Because life. Și după aceea, mă rog, au început nebunile și n-am mai... cât de frumoasă e coperta pe interior, că nu știam cum e sub coperta. Ce frumoasă e. Da, foarte faină. Acum știu că este un foarte, foarte mare tamtam cu Tronul de Cleștar, cu Sarah J. Maas, mă rog. O să povestim. Este o serie, cartea asta mie mi-a plăcut foarte tare și n-am continuat seria pentru că n-am avut pur și simplu timp să mai citesc și să mă țin de ea. A fost o perioadă în care chiar n-am avut timp de ea și vreau să reiau seria și să o citesc măcar pe prima și mă mănâncă limba și mâinile și toate cele să mă apuc de cartea asta de vreo 2 luni sau 3 chiar și mă tot abțin. Pentru că sunt alte cărți, sunt cărțile de la Book Club, sunt alte cărți și totuși vreau să o încep până la finalul anului, vreau să reîncep. Uite că Rao, că asta e tot de la Rao, by the way, cartea asta este tot de la Rao, uite, că se poate și scris mai mare și carte mai mare, de ce nu le fac pe toate așa? De ce nu e și colecția asta la fel ca asta? Deci, da, că-s tot de la Rao. Așa. Am aproape toată seria. Îmi lipsesc, cred că, 2 sau 3 cărți din serie, pentru că la vremea la care am cumpărat eu seria, nu apăruseră, încă nu erau scrise cărțile. Da, era o frenezie. De abia începea frenezia cu Sarah J. Maas la momentul la care am început eu să citesc asta. Vreau să reîncep seria, bineînțeles, cu primul volum, ca să fie treaba oablă. Să pot să... duc povestea așa. Apoi, avem o carte pe care tot așa este al doilea volum din serie, dar am să încep cu el și n-am să mai cumpăr și celelalte volume din serie până n-o citesc pe asta. Este al 9-lea mormânt de Anem, cred că se citește. Este un roman polițist mega extra povestit și hăipuit tot așa pe Goodreads în mod special. L-am văzut la Ildico și l-am mai văzut la câteva... și la Ștefania l-am văzut și mi l-a mai hăipuit cineva foarte tare și pe Goodreads. Și v-am zis că vreau neapărat să mai apuc și de romanul ăsta, roman polițist de altfel, dar n-am apucat tot așa, numai așa. Și mai avem Mințile lui Billy Milligan, cartea pe care am luat-o într-un vlog, nu știu, din iulie, de pe la finalul lunii iulie, v-am arătat-o când am cumpărat-o, pe care neapărat vreau să citesc, adică nu, asta cred că o să fie una din primele din astea de aici, pentru că mă irită tare subiectul, adică eu vreau neapărat să știu ce se întâmplă, cine e Billy Milligan ăsta și ce-a făcut, adică, mă rog, în teorie știu că ce-a făcut, dar vreau așa să știu mai multe. Și da, să mă mănâncă, deci vreau neapărat să o citesc. Bine, așa sunt entuziasmată și curioasă de foarte multe din cărțile astea, că de-aia cumva și challenge-ul ăsta pentru mine mi-a încercat să citesc mai multe din cărțile pe care le am, pentru că am chiar cărți bune în maldărele astea, vor fi ele și cărți proaste, dar mai sunt și cărți bune și cărți care să mă entuziasmeze și de-aia vreau neapărat să încerc să le citesc, că e păcat de ele să stea aici. Acum, dacă vreți să faceți și voi challenge-ul ăsta, stați cu mine. Ce vă recomand eu este, 1. Nu mai vă uitați pe niciun site, nicio librărie online, nu intrați în librării, nu vă uitați așa. 2. Nu zic să nu vă uitați la recomandări de cărți, la book haul-uri sau la recenzii de cărți, că asta este puțin dificil. Pentru mine o să fie foarte dificil să mă abțin de la mă uita la astfel de clipuri pentru că îmi plac foarte tare și cumva astea mi-alimentează pofta de citit, dar o să mă abțin de la a cumpăra, adică o să încerc foarte tare să mă abțin de la a cumpăra cărțile respective și am să le trec pe Goodreads și când o să le vină rândul, o să le vină rândul și vedem ce se întâmplă în ianuarie. Având în vedere ritmul în care a mers cititul meu în ultimele 2-3 luni, să spunem, eu sper să citesc mai multe. Astea câte cărți sunt pe aici, că nici nu le-am numărat.
2, 4, 5, 7 cărți. Sper să citesc mai mult de atâtea din Maldorul ăsta și când vorbim în ianuarie să vă spun că am redus, nu la jumătate că e imposibil, adică nu, hai să fim realiști, dar că am mai redus din numărul cărților, dar nu îmi propun un număr anume, îmi propun ca pe astea 7 neapărat să le citesc până la finalul anului și în rest vedem, că mai am și niște mastodonți din ăștia pe aici. Am astea aici, cum ar fi Vârtejul, care sunt, au 600 de pagini fiecare volum și sunt două volume, am mai multe cărți, da, care sunt niște mastodonți și, da, să fim realiști în ce mă privește, dar v-am zis, nu știu, asta îmi propun. Deci, îmi propun să citesc astea 7 cărți până la finalul anului. 2. Să nu cumpăr nicio carte, cu excepția situației în care trebuie neapărat să cumpăr cartea respectivă pentru Book Club. Și iarăși de menționat aici că dacă dau comandă, să dau comandă numai de cartea aia. Că mi s-a mai întâmplat să comand numai o carte pentru Book Club și să mai pun încă 2-3 pe lângă ea. Da? Deci, nu. O să comand numai una aia. Așa? Sau mă duc și o iau din librărie. Am uitat. Am 2 cărți care trebuie să-mi vină. Da. Deci la astea 7 se mai adaugă 2 cărți. Este aia lui Ruta Sepetys despre Revoluția din 1989. Era, să zic, 1999. 1989. Cum îi zice, domnule? Cu ceva cu șoaptele. Așa? Aia cu șoaptele. Ultima carte a lui Stephen King. Pentru că unul din obiectivele pe anul ăsta, pe lângă a citi 30 de cărți, era să citesc o carte de Stephen King, pentru că este cel mai popular autor la ora actuală, este cel mai discutat, cel mai bla bla bla, nici Sarah J. Maas, nici Colin Hoover, nici nimeni nu e ca Stephen King, iar eu n-am citit nimic de la el și toată lumea laudă, sau mă rog, 99% din oameni îl laudă. Prin urmare, mi-am propus să citesc una și sunt pe drum cărțile alea, dar la momentul la care filmez nu le am, așa că da, deci 9 cărți. Și, așa, că uitasem de ale. Bun, și cam atât. Da? Cam ăsta e clipul meu. Vreau să-mi spuneți și voi dacă vă vreți să citiți ceva din biblioteca voastră până la final de an, câte cărți, dacă vă veți abține să cumpărați cărți. Mie mi se pare că 4 luni este un termen rezonabil în care să nu cumperi cărți, în care să te abții de la cărți. Știu că o să fie foarte greu, mai ales în perioada sărbătorilor, dar... O să încerc să mă concentrez pe aceste minunății pe care le-am pe lângă mine. Dacă ați ajuns la finalul clipului și vreți să mă încurajați, pe lângă faptul că mi-aș dori să vă abonați și să dați un like și un share la clipul ăsta, lăsați un comentariu cu tankul ăla de cărți. Știți voi. Așa, ca să știu că ați ajuns la final și că sunteți aici cu mine în echipa mea și mă susțineți, veniți și pe Instagram, că poate acolo am să vă spun cum... decurge acest challenge, o să vă dau update-uri mai frecvente și probabil în ianuarie am să revin și am să vă spun că mi-am îndeplinit obiectivul de a citi cele 9 cărți sau dacă nu și câte cărți mai avem din cele 82 și alea două nu sunt prezente, dar le includem în categoria asta. Dar din 82 de cărți, câte am reușit să duc la bun sfârșit. Cam asta e tot, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!